aruncă 20% din preț, în prețul apartamentului, cum ar veni, știi? Vezi apartamentul mai scump, că bă, nene, e finisat. Am băgat bani în el să-l finisez. Și faci un căcat. Bă, nene, nu am o problemă. Adică, da, ok, sure, poți să vinzi apartamente gata finisate, gata mobilate, gata așa. Dar formă un p***a mea, sincer, acum. Pentru micul dejun, dacă acest lucru chiar se dorește. În acest moment, bucătăria este mobilată și utilată. Mă rog, eu vorbesc. Eu m-am luat apartamentul nefinisat și l-am finisat eu când aveam 26 de ani și eram prost și nu știam nimica și aveam și filmări de noapte în fiecare noapte. A fost horror și l-am făcut samba. E frumos așa, dacă nu te uiți prea de aproape, știi, intri, zici, bă, uite ce om put together. Wow, dar nu, de fapt este o janghină. Este o janghină. Dacă stai și te uiți mai aproape, e ultima janghină de apartament. Mă rog, aia e. În acest punct se regăsește și centrala apartamentului. Bun. Cu ieșire în exterior. Evident, fiecare dintre... Ce e asta? Apartament nou, cu ai bloc nou. Poate fi al tău pentru suma modică de 600.000 de euro la domenică. Nu știu cât poate să fie, dar mult oricum. E și e o casă, gen, aproape. Absolut insane. Între dumneavoastră poate schimba acest mobilier dacă este neplăcut sau poate își dorește cu totul altceva în bucătărie. Ce? Ia stai că și zantimii. Cu ieșire în exterior. Evident, fiecare dintre dumneavoastră poate schimba acest mobilier dacă este neplăcut sau poate își dorește cu totul altceva în bucătărie. Adevărul e că poți, nicio problemă. Nicio problemă, poți să schimbi cu ce mobilă vrei tu, doar trebuie să o plătești, mobila în sine, și să plătești și muncitorii care dezmembrează mobila deja existentă, sparg gresia, sparg faianța, pun gresia și faianța nouă, mobilierul nou de bucătărie, care niciodată nu e ieftin, e cel puțin 2000 de euro, pentru că așa funcționează lumea în care trăim, și tot așa. Nu-ți place? Nicio problemă, tată. Scoate din buzunar 10.000 de euro și schimbă-ți bucătăria. Nu e nicio problemă. Sunt flexibil. Apartamentul e flexibil. Poți să-l faci cum vrei tu. Atât timp cât pui bani, da. Ce este foarte interesant la acest apartament și țin foarte mult să vă arăt, este faptul că din livingul apartamentului... Măi, ce mă supără. Măi, ce frumusețe de apartament putea să fie aici. Au pus parchetul ăsta de căcat, parchetul ăsta de zici că e linoleum, e linoleum în p***a mea lipit pe plăci de plastic, au pus gresie pe scări, băga mea ș***a de viață, gresie de aia de imită lemnul, pe scări și pe parte și pe alta, nu doar pe parte sau ceva. Pe toate, deci le-au înfășurat scările în gresie de asta de imită lemnul, au pus în p***a mea o balustradă de asta de n-am prost, balustradă de asta de o iei de la magazinul Mavex din Piatra Neamț, de fier forjat. Oh, I hate this so much. Uite ce frumusețe putea să fie cu geamurile astea, cu spațiul ăsta mare, cu bucătăria aici, dacă făceai colțul ăsta al bucătăriei, ia, dă-te mai așa. Nu, mai... Uite, ia. Cu spațiul ăsta aici, așa, cu hol, cu... Măi, putea să fie o bucurie să intri în această casă. Și o janghină. Spatele clădirii, într-o micuță curte englezească, pe care vă puteți amenaja chiar cu... Ce e o curte englezească? Cine știe? Viewerii mei, arhitecți, ce este o curte englezească? Vreau să știu. Plante verzi și cu gazon, dacă simțiți că acesta este important. Știu eu că stau în Anglia? Bun. Păi hai zi. Pentru dumneavoastră. Aici a fost organizată... curte cu englezi. Această scară cu mână curentă, iar supra... A, mână curentă, nu e balustradă, e mână curentă. Deci acolo și ești cu 2 ore în urmă, curte englezească, e că e 3x4 pentru un grătar și bere. O curte foarte mică, cum ar veni. Am înțeles. Fața aceasta ridicată poate fi amenajată punându-se... Există ceva mai românesc decât să ai o grădină plină de pietriș și trei buruieni oribile? Care-i scopul la pietrișul ăsta? Vă rog eu frumos, că nu mai suport. Cât de greu e să întreții, că nu trebuie să fie gazon englezesc. Pui morții lui în gazon, cât de greu poate să fie. Nu știu, sunt eu nebun? Da, aha, deci asta înseamnă curte englezească, curte care nu se aduce nicio bucurie ever în viața ta. Nici măcar nu poți să treci pe acolo, că e balustrada asta. What's the point of this? De ce mai e curte? Chiar și o copertină pentru zilele însorite. Nu știam. Și în această zonă se poate așeza...
Ne-a zis doamna, dacă vrem aici putem să punem o copertină pe banii noștri. Nicio problemă. Asta e frumos la apartamentul ăsta, că dacă scoți banul poți să faci tot felul de chestii. Aha, mulțumesc. Da, o masă, poate pentru micul dejun sau pentru seriile liniștite pe care le puteți petrece aici cu prietenii și cu familia. Curtea este în A, uite bă, că se poate intra pe pietriș. Aici bași mașina dacă e. De-aia e pietriș, că aici e locul de parcare pentru mașină. Viziune cu apartamentul de sus, cu vecinul, care are și el un spațiu exterior chiar deasupra... A, deci noi suntem în jumătatea albă dintre cele două clădiri. Suntem în jumătatea albă acum. Ok, gaci. Și cred că niciodată nu va dori să coboare în această curte din cauza comodității. De ce? Pentru că terasa lui e suficient de generoasă încât să-i ofere un spațiu exterior. Mm-hmm. Așa că sunt sigură că această curte va rămâne doar în folosința dumneavoastră. După cum observați, ferestrele și ușile se închid foarte bine. Ele sunt de o calitate foarte... Ferestrele și ușile se închid. E un plus că se închid ferestrele și ușile. La, nu la toate casele se închid. Tare, bun. Dacă, păi dacă se închid, e bine. Foarte bună. Și... aș vrea să vă spun că această suprafață e, în care acum ne-a... Așa aveam eu o profă de fizică în liceu. A fost la televizor odată cu niște elevi la olimpiadă, știi? Și fiind la televizor, ea vorbea foarte moldovenește, ca oricine din Piatra Neamț. Dar fiind la televizor, vorbea corect, dar își păstra doar între idei, știi? Un și care era foarte moldovenesc. Zicea, da, copiii ăștia sunt niște copii foarte buni, au fost la olimpiadă, la fizică, pe națională, pe nu știu ce, mergem cu ei la anul, la olimpiada europeană, căcat. Aflăm bucătăria și livingul, ajunge împreună cam la 50 de metri pătrați, ceea ce e suficient de amplă încât aici să vă permită amenajarea. Doamne, mi se rupe inima când mă gândesc la like, unde e poziționat apartamentul ăsta și cum e făcută compartimentarea, putea fi un apartament atât de frumos și totuși este o janghină, este un coteț. Uite masca asta la centrală, vă rog eu frumos. Vă rog eu frumos această mască la centrală, care nu e lipită de nimic, e pur și simplu e o cutie care e băgată aici, la mișto. Efectiv e pus aici la mișto. Aragazul ăsta aici, să stai, să dai cu capul la mea de căcatul ăsta de lemn aici, să-ți ia foc căcatul ăsta de lemn de la ce fierbi. Insane! Jarea oricărui tip de mobilier vă doriți și iarăși un lucru foarte important, pentru mine chiar reprezintă un plus și cred că pentru foarte mulți dintre dumneavoastră, faptul că tot pe parter mai regăsim o cameră care poate să aibă diverse destinații. Fie poate fi un birou pentru cei care lucrează... Muncesc! Pentru cei pasionați de muncă, poate fi un birou, sau putea să fie un centru psihologic sau un cabinet și o zonă de așteptare. I guess, da, putea să fie și asta, într-adevăr. De acasă sau... Pe el ne-l vinde acum, ne-l prezintă ca un apartament rezidențial, să tu spui. Pentru cei care au intern o bonă, aceasta poate să devină dormitorul ei. În toate camerele acestui apartament regăsim... În ce lume trebuie să-ți muți bona în casă? Cine pula mea ești? Like, bogătan american în secolul 17? What do you mean? Familia tradițională, straight up familia tradițională. Ah, I hate this. Găsim aere condiționate de ultima generație cu inverter, ceea ce reprezintă un plus pentru cei care ar dori, poate iarna, să se încălzească chiar și cu aer condiționat. Prima baie apartamentului se regăsește. Dacă doriți, în acest apartament vă puteți încălzi și cu aerul condiționat. Am ajuns la frumosul bloc. Oh, gății, iată bucătăria bej. Chiar mă întrebam, bucătăria baia, mă scuzați. Chiar mă întrebam, oare baia, dacă exteriorul e bej, oare nu mai e nimic ca bej în casă? Ei, iată că baia, dragi prieteni, baia este bej. Găsește tot aici, pe parter, între bucătărie și acest birou și este foarte ușor de folosit pentru cei care folosesc biroul și aceasta are cadă, are o fereastră prin care se poate ventila în mod natural și ce e foarte important, vasul de toaletă este suspendat, iar rezervorul lui este îngropat în perete. Este foarte ușor. Nu e îngropat în perete, este
creată o nișă de rigips ca să acomodeze, nu e băgat în perete. Nu e îngropat în perete. E construit în afara peretelui, pe lângă perete în afară, e construit în rigips o nișă, e construită o nișă în care stă bazinul. Mama ei de viață. Putu-i mama ei de lume. Măi, nu sub... ce-i asta? Măi, asta... mă scuzeați. De asta am văzut și eu, chiar încăutam de cumpărat. Știi? Când mi-am amenajat la mine, baia. Cine dracu cumpără căcatul ăsta de cabinet, de chiuvetă? Cine îl cumpără? Vreau să știu. Cine sunt oamenii care cumpără așa ceva? Nu zic. If you're on a tight budget, da, sure, go ahead. Dar este un apartament la domenii absolut imens. De ce eu, care dau probabil vreo 500.000 de euro pe acest apartament la domenii absolut imens, aș sta vreodată cu căcatul ăsta de căcat în de spațiu de depozitare în baie? Nu, efectiv, nu înțeleg. Efectiv, nu înțeleg. Da, înțeleg, dacă e închiriat, dacă da, sunt atâtea chestii. Da, aici e cumva, like, this is like, doar prin poziționare și cât de mare construcție și așa, it's like a premium, yes, dwelling. It's not, nu e primul apartament la Dristor căcat pentru să-l închirieze studenții. Nu, this is like a premium dwelling, right? Adică oricum dacă te muți aici, tot o să trebuiască să schimbi căcatul ăsta. Că nu poți să stai în casa asta, ai dat 500.000 de euro, ai lăsat jos jumătate milion și tu stai în pula mea cu căcatul ăsta de cabinet în casă. Să ții aici paracetamolul. Insane, mi se pare. Ușor de folosit. Accesul către... Dragi dezvoltatori imobiliari, dacă nu vreți să vă înhămați la amenaja un apartament corect, vă rog eu, încetați să-l mai amenajați ampulea doar ca să cereți mai mult pe prețul, la prețul de vânzare. Vă rog eu frumos. Vă rog eu frumos să încetați. Poate vă să vreau să-mi cumpăr un apartament mai încolo, în câțiva ani. Vă dați seama că o să trebuie să mă chinui cu căcaturile astea? Găsește apartamentul perfect și până la urmă are venghe peste tot și trebuie să scot bani din buzunar să schimb venghiul. Insane, dude. Absolutely insane. Etajul superior se face prin această scară. Ai găsit apartamentul perfect, dar are în mea gresie pe scări. Are gresie pe scări, pusă deci peste tot. Pur și plintă e pusă din aceeași gresie. Gresie venghe. Suficient de generoasă încât se pot manipula aici tot felul de... Ai găsit apartamentul perfect, dar are balustradă asta din lemn forjat. Obiecte de mobilier și... Am zis lemn forjat. Aia e. Fier forjat, ok? Bun, mulțumesc. Evident, accesul nostru este foarte lejer. Și are această balustradă din fier forjat. Ce e foarte interesant, așa consider eu, această zonă... Lemn forjat. Unde, pentru cei care și-ar dori să amenajeze un birou, chiar este foarte frumoasă această zonă, pentru că este foarte bine luminată. Și întreg acest hol este suficient de amplu încât să... postăm aici fie o canapea mică cu două fotolii. Cred că o să zic că ne postăm de aici poze pe Instagram. Ah, fuck, credeam că o să ne zică că de aici. This is the Instagram corner. Da, ăștia agenții imobiliari are missing out so much că n-au conștiința unui Instagram corner din casă. Sincer, ar câștiga atât de mult doamna Mădălină dacă ar avea informația asta și ar comunica-o în prezentările ei. Sincer, acum. Și să putem să ne relaxăm pe tot parcursul zilei. Ce aș vrea să... Mai ce fac? Îmi pun canapeaua aici și ce fac? Mă la pereți? Da, mă rog, fiecare face ce vrea cu casa lui. Am înțeles, e un spațiu aici, ai putea să faci ceva și aici. Ok, mulțumim. Pot spun încă de la început. Acest etaj este compartimentat în trei dormitoare. Și evident, unul este matrimonial cu baie proprie. Acum intrăm în primul dormitor al etajului, care are două balcoane. Nu, coaie... Nu, coaie. Bă, nene. Primul dormitor al etajului. Bă, nene. Are balcon închis. Are balcon închis ca la bloc, în Dristor. Mi-e rușine. Mi-e rușine. Nu se poate. Băi, bloc nou. Balcon închis ca la bloc. Îți dai seama că primul om care se mută aici o să spargă peretele astea? O să spargă peretele astea ca să facă dormitorul mai mare. Nu poți cu aia să scoți Bucureștiul din om. Nu poți, n-ai cum. Cu școală, cu tot, cu... Nu se poate. A, sau nu, mai bine. Sparge doar o parte din perete, m-ați înțeles? Bam, bam, bam. Și lasă băruleț aici. Lași băruleț frumos ca să-ți servești invitații în dormitor cu un gin tonic, o vișinată. Și are vedere către acest brad frumos. În timpul verii, cred că bradul dă răcoare.
în această zonă și foarte multă umbră. Îmi plac foarte mult balcoanele deschise, este foarte bine. Dar aș vrea să nu mai văd chichinețele astea. Astea care, măi, nene, dacă... Știi care e strategia aici? Faci balconul așa pe lungime, dar cu lățimea de un metru pătrat, dar îl faci cu mea de 20 de metri și zici, păi coai, păi ai terasă 20 de metri pătrați. Ce vorbești? Mai adaugă la preț, hau, hau, bau, bau. Așa se fac afacerile, dar noi suntem proști, aia, că nu ne duce capul. Noi stăm și criticăm, dar noi nu știm cum se fac afacerile. Aia e problema. Ce să faci cu aia în balconul ăsta, că nu poți să stai pe un scaun? Ce fac cu el? De ce am atat spațiu? De ce plătesc atat spațiu? Că nu o să folosesc niciodată atâta. Mai bine îmi pui un metru pătrat dacă mi-l pui și tot e o treabă. Insane, dude. Și pentru că tot am ieșit în balcon, aș vrea să vă povestesc puțin și despre structura... Măi, nu încape ușa asta când o deschizi, plasa asta când o deschizi, intră în balustradă, nu poți să o deschizi până la capăt ca să ieși pe balcon. De pe casă, fațada este structurată și ce am aflat de la proprietar, un lucru esențial pentru dumneavoastră, mai ales în zilele de azi când toate utilitățile s-au scumpit exagerat, avem aici o izolație de 15 cm. Ceea ce duce la o izolație absolut perfectă a clădirii și un confort termic, atât iarna, când poate nu folosim atât de mult gaz, dar și în timpul verii, atunci când zilele din București sunt extrem de calde, aceasta protejează și aerul condiționat pe care deja l-avem... Ca orice bloc nou ever, care are un strat de 15 cm de polistiren, am înțeles. Ok. Da. Salat creează așa un confort termic extraordinar pentru voi. Mișto, da. Și la toate ferestrele și ușile apartamentului regăsim aceste plase de țânțar foarte utile. Eu sunt de lei plasa aia, ok. Și tot acest dormitor are încă un balcon, un balcon închis de data aceasta. Iată, prieteni, balconul închis. Românul tot român cu aia, nu poți să scoți București din România. Care este destul de... Ia uite, și cu scurgere, ca să-l și speli. Util atunci Perfect. Când avem diverse obiecte pe care ne dorim să le depozităm aici sau poate să devină un loc interesant pentru copilul dumneavoastră. Putea să fie asta singura terasă de aici și să nu mai căcatura de terasă lunguiață dincolo? Și o dimensiune cât de cât acceptabilă. Mea, îți pui și tu aici o plântuță, îți pune și tu aici o măsuță de aia mică să stai la cafeluță dimineața? Nu coaie. Nu coaie, de ce ești prost? Nu așa. Facem un balcon lunguiesc pe care să nu-l poate folosi nimeni ever, pentru nimic, decât să stai în picioare să fumezi o țigară și atât. Mai facem un balcon închis, pentru că românilor le plac balcoanele închise. Aici putem pune toate jucăriile lui și dormitorul să rămână liber. Pe coridor, a doua ușă este cea a unei băi, care deservește... Iară cu dulapul ăsta. Exact aceeași mobilă, nebunesc. Nebunesc, plâng, mor. Doamne, oribil. Cele două dormitoare... Iar diferența între cea de jos și aceasta este că în locul acela, în colț, se poate monta mașina de spărat rufe. Uh-huh. La fel regăsim aici cadă și fereastră pentru ventilație naturală. Aici... Deci, acești oameni au construit un bloc având Google. Au construit un bloc având Google și Pinterest. Și au construit ei acest bloc exact ca un bloc de pe vremea lui Ceașcă. Au gândit exact ca pe vremea lui Ceașcă. Balcon închis, mașină de spălat în baie. Știi? Aceleași căcaturi, doar că e un bloc nou. Doamne, mi se pare incredibil. Regăsim al doilea post al videointerfonului, care, după cum se observă, are două camere. Atât în față, cât și în lateral a clădirii. Și tot aici regăsim tastatura pentru sistemul de alarmă și folosindu-ne de acea... Păi, mașina de spălat nu se pune în baie, sunt de acord, sunt 100% de acord, mai ales când ai atat spațiu. Măi, cel puțin 300 de metri, nu știu dacă exagerez, dar cel puțin 200 de metri pătrați în apartamentul ăsta. Și stai cu mașina de spălat în baie. Incredibil. Aceasta putem să armăm parterul diferit de etaj pentru a ne atenționa... Sistem de siguranță să nu mai fure nimeni designul. În urma oricărei... Unde pui mașina de spălat? Păi dacă ai atat spațiu, există ceea ce se numește o cameră tehnică. I'm from Google. În care putea să stea și centrala, și mașina de spălat, și puteai, dacă mai voiai, să-ți mai pui și un uscător automat. O cameră tehnică morții ei, în care îți ții detergentul, mopurile, toate chestiile astea. Așa că toată zona aceasta tehnică este foarte bine pusă la punct. În această cutie este panoul electric pentru etajul 1,
La fel găsim și pe parter panoului separat, iar această cutie... Niciun dezvoltător nu mai construiește cămară sau cameră tehnică, niciun bloc, nu mai există spațiile astea. Asta este foarte deprimant. Mă rog, zici că niciun dezvoltător la noi în România. Mor că la noi nu există conceptul de laundry room. Face românul 15, băi, da. Da, e în p***a mea să-ți duduie centrala în cap. Că baia de obicei e lângă dormitor, că na, trebuie să ai și accesibilitatea asta. Stai, te culci și-ți duduie mașina de spălat în cap. Stai și tu în pat ca omul. Și ai face bu-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 bu. Tare, frate. Așa ne place. Văd eu, are niște cabluri care pot fi folosite în viitor pentru orice fel de tehnologie ați dori să adăugați casei, poate chiar și un smart home. Aici sunt cabluri de internet, de fibră optică și sunt toate puse la un loc, tocmai pentru a fi comod și ușor. Păi să facă ca toți dragii, să știe vecinii că nu spăl la mână ca săracii. Super. Și evident să avem un design în hol și să nu tragem fire peste tot. Acum mai am de arătat încă două dormitoare, așa că mergem să-l vedem, dar nu înainte de a vă arăta această ușă, care este accesul de la etajul superior în apartament. Mă zici că e ușă mea de protecție pentru mining rig de Bitcoin. Zici că aici sunt serverele blockchain-ului după ușa asta. Ușa din casa de papel, da. Ea poate fi păstrată sau nu, în funcție de dorințele dumneavoastră. Suntem în cel de al doilea dormitor al apartamentului, care este dormitorul matrimonial. De ce? Pentru că... pentru că e cel mai mic? What the fuck? Aici există și o baie, care, ca și celelalte două băi ale apartamentului, am pus Ikea-ul ăsta care-i de hol, l-au pus în baie cu aia, ce Avem ventilație atât electrică cât și naturală prin geam în această baie. Asta e frumos la baia asta, că poți să o ventilezi cum vrei tu, în căcatul ăsta de ventilator, sau poți să deschizi geamul, cum vrei. Are cadă, regăsim aici dulăpioare pentru depozitare și... Mă piși pe dulăpioarele astea, sincer. Vasul de toaletă este la fel suspect. Firele alea sunt normale. Măcar firele alea sunt o chestie normală. Când, în mod normal, mi se pare normal. Când mă mut, vreau să-mi pun la oglindă, nu-i așa, un corp de iluminat al oglinzii și ăla pot să mi-l pun eu, pe care, măcar nu mi-au ales ei corpul ăla de iluminare. Nu-i mare căcat. Aici îți vine un electrician, ți-l pune în jumătate de oră, odată ce ți-l cumperi. Și eu am așa. Și e foarte ok. Îmi place foarte mult să ai lumină pe oglindă, în baie cel puțin. Depozitare și... Nu dai cu capul în dulap când te ridici. Nu, că e... Aici e o nișă ca și dincolo. E făcută din rigips, ieșit în afară, pentru că e de porc să ai bazinul de la WC-ul, știi, lipit de perete. E de porc. Așa că mai bine construiești din rigips o cutioanță de asta. E cutioanță de asta și o îmbraci în faianță. Măi, oribil, este ult... Doamne, măi, imobiliarele în România sunt cel mai jegos lucru din lume. Îmi pare rău, dar este absolut oribil. Efectiv, o spargi beat, da. Dacă îmi fac apartament vreodată, te chem să-l faci tu? Da, cheamă-mă, pentru că deja mi-am făcut propriul meu apartament și l-am făcut oribil și l-am făcut și știu tot ce am greșit și acum știu. Acum mă pricep să fac apartamente. Mi-am făcut mâna pe apartamentul meu absolut oribil. Deci e bine. Vasul de toaletă este la fel suspendat și cu rezervorul îngropat în perete. Dormitorul matrimonial are și el acces către balconul în care am intrat prima dată, cel deschis, de lângă brad, și mai are o fereastră care dă spre stradă. Ce sfaturi ne dai? Nu faceți casa bej! Nu faceți casa bej turbaților! Încetați cu bej, încetați cu grena, bordeaux, sau cum îi zice, și venghe. E, cum era culoarea aia care e cea mai... odihnește cel mai bine ochii? Mă rog, ăsta e poate un pic prea închis. Așa vreau să fac la mine în curând. Mă rog, în curând, la un moment dat. Un verde de ăsta, de exemplu. Măcar un perete. Cât de cât, nu știu, aici sugerez, asta aș vrea eu. Dar zic că there's much benefit to gain, there's much benefit to gain din a-ți face casa altfel decât bej, cărămiziu, venghe și alb. Sincer. Și spre alt balcon al casei, unde ne putem petrece timp la o măsuță cu o cafea în zilele însorite de București.
Și ultimul dormitor de la etaj este practic cel mai mare dormitor al apartamentului. Aici e un spațiu absolut imens care poate fi mobilat cu orice fel de mobilier și poate... Deci de ce nu este ăla matrimonial? What the fuck? De ce cel mai mare nu e cel matrimonial? Ce să fac eu cu camera copilului? Stă... Măi, nene, stă fiul într-o cameră mai mare ca a mea? Tare, frate, ce să zic? Să devină, dacă aveți doi copilași, chiar un dormitor pentru ei și cu patru suprapuse și cu patul unul lângă altul și ce e foarte important, așa cum v-am arătat din dormitorul matrimonial, acest balcon, care poate fi amenajat drăguț. Aha, care nu poate fi accesat din... Măi, sunt eu nebun? Balconul ăsta nu poate, poate fi accesat doar din dormitorul ăla mare. Nu poate fi accesat din dormitorul matrimonial. Insane, dude. Spumeze aia mici, da. Doamne, și e un loc foarte liniștit, deși vederea lui este către stradă. Când acest cartier... Pe turbatul ăsta. A, nu e grădiniță, nu? Foarte liniștit, deși exact. Vederea lui este către stradă. Da, e o grădiniță, ok. Cream că e un om care așa și-a făcut el curtea. Când acest cartier va fi finalizat, vom avea o vedere foarte frumoasă din acest balcon. Și este... Da, ieși în p***a mea la țigară, ești adolescent și ieși tu să fumezi o țigară pe ascuns pe balconul ăsta și vezi pe ai tăi cum se fută în casă. Tare! Chiar deasupra accesului în parcare. Stai ca om în casă, că doar copiii, ce crezi că copiii toți sunt niște cuminți? Toți sunt niște oameni cum se cade? Să-l ai copil pe unul ca fire în pula mea, să-ți bată în geam în pula mea la 7 dimineața. Cum ar fi? A? Frumos, nu? O trezire frumoasă. Alo, a venit pensia. Cât poate să coste, dragi prieteni? Suprafațare. Și evident toată lumea e curioasă despre ce numere, ce cifre avem aici în acest apartament. În primul rând vreau să vă spun că în anul 2020 clădirea a fost finalizată. Aha. Și apartamentul la fel în interior a fost finalizat. Aha. Practic anul construcției este 2020. Avem, așa cum am văzut, 5 camere. Aha. Living, o cameră pe parter care poate fi dormitor pentru o familie numeroasă sau un loc de lucru pentru dumneavoastră, un birou, uh-huh. Iar pe etaj sunt 3 dormitoare. În subsolul clădirii există, așa cum ați văzut, 2 locuri de parcare. Iar... Pai cu 2 luni, mulțumesc, omule! Iar suprafața... Auleu, e și garaj, coaie! Asta nu sunt 2 locuri de parcare, aici în p***a mea îți faci sală de fitness. Fără sală de fitness, mai bine îți faci business decât să-ți parchezi mașina aici. Mai bine îți iei mașina și îți faci un business pentru puțin venit pasiv. Totală a acestui apartament. Pui aici mașina de spălat. Ah, da. Coaie, nu e, ceva e greșit. Distribuiți așa cum am văzut, iar prețul acestui apartament... Nu sunt mai 160 de metri pătrați util, n-are cum. Stai așa o secundă. Mai zi o dată. Iar suprafața totală a acestui apartament este de 220 de metri pătrați. Avem aproximativ 160 de metri pătrați utili, distribuiți așa cum am văzut. Aha, subsolul e împărțit, da, subsolul e împărțit, ok, găci, da, ai găciu, da, e între, da, tu cu vecinul, cu cine mai e, da, cât poate să ne ceară pe el? Deci e la domenii, deja din start 100.000 de euro, e bloc nou la domenii, 160 de metri pătrați, loc de parcare, două, balcoane, nu știu ce, finisat, atenție, finisat, că nu-s proști. 10 bitcoin. Da, pe acolo, da, cumva. Eu zic undeva, nu știu. Oriunde între 400 și 500 de mii de euro. Deși mă doare inima să mă gândesc, dar asta e lumea în care trăim, băga mea și ia să-mi bag. Undeva între 400 și 500 de mii de euro. 5 dormitoare, 960 de metri pătrați, mi se pare ciudat. Mi se pare foarte ciudat. Poate mi-a scăpat mie ceva, nu înțeleg. Dar hai să vedem, hai să ne zică. Iar prețul acestui apartament îl regăsiți la noi pe site azi la 450.000 de euro. Precize. Creier.
Știți ce ar merge bine lângă cadoul acela perfect la care te-ai hotărât? O felicitare pentru moldoveni! Ediție limitată wakeshxfelicitari.ro. Și știi de ce? Și știi de ce? Pentru că... Cum era aia în Urban Groove? Cum era aia? Am pe măta. Și știi de ce? Știi de ce? Pentru că era drăguță! Sau e drăguță. Hai mai cu felicitarea asta, așa, da. Deci ce-i cu felicitarea asta? E ca o felicitare, doar că mult mai tare. Și fiindcă vine de la tine, o să meargă și mai bine. Ok. Și asta e tot? Felicitări ești? Felicitări ești ce? Cum e asta o felicitare pentru moldoveni? Felicitări ești? Nu mă duce capul. Nu mă duce capul să înțeleg. E cu accent moldovean, felicitări. Felicitări e cu accent moldovean, da. Dar ești ce? Ce ești? Ești prost. Ce tare ești? A, felici... Că se... I can't win. I just can't win. There is no way for me to just fucking win. Just for once. Just once. Slobog. Bravo, Slobog. Felici, ce prost ești. M-a înjosit un joc de vorbe. M-a înjosit un joc de vorbe. Da, gata, am înțeles. Felicitare ești. Este un joc de vorbe foarte prost. Îmi pare rău, nu pot să zic că sunt impresionat. Ce carte SMS? Pune-mi pariu că noi mai făcut până acum flotări cu mintea. Ho-ho! M-au targetat. M-au targetat neironic, m-au targetat pe mine. Deci cum? Pune-mi pariu că nu ai mai făcut până acum flotări cu mintea. Și te întrebai de unde are atâta energie. Cartea asta îți pune vocile la treabă. Le obosește puțin și le trimite la culcare. Ce? N-am zis nimic. Dacă dai pe mute, sunt talk și tot ce trebuie. I don't really get how it works, though. Mindblower, site-ul mindblower.ro intends to blow our minds. They intend to blow our minds cu acest produs. Capsule mentolate trăznite, virgin again pills. Multe fete și-au deschis bobocul înainte de vreme. În fața unui bondar cu zâmbet prelungit. Ce n-ar da ele să mai fie fecioare ca odinioară? Ce n-ar da ele? Ele sau părinților sau tatălor misogin? Cine sunt femeile astea? Acum avem soluția care te poate reintroduce în starea pură și inocentă de odinioară. Why the fuck is this? Când bobocul era un simbol de plin al bijuteriei tale intime, neatinse nici măcar de o floare. Coaie sunt niște dermânți! Sunt niște pastiluțe mentolate! Mint sweets! Ce treabă are? Nu înțeleg cum funcționează! Nu înțeleg! Și de ce cu tot discursul ăsta misogin atașat? Cu ajutorul acestor capsule mentolate trăznite Virgin Again Pills, te vei resimți mai tânără cu cel puțin 20 de ani și mai inocentă ca niciodată. How? What do you mean? Nu înțeleg, chat. Eu nu înțeleg multe lucruri. Dacă e cineva care înțelege, vă rog eu frumos, scrieți-mi, explicați-mi cum funcționează aceste pastiluțe mai mentolate. E ca TikTok-ul. Ia, uite, am dublă fractură de lene. Nakake. Cu dislocare de interes. Este TikTok. Am înțeles. Deci, dragi prieteni, știți cum se zice că, like, când îți miroase gura eucalipt, a mentă, a mentolat? Ești fresh. Mi-e rușine să zic. Gluma la cadoul ăsta e că ești așa de fresh. Da. Da. Asta e. Da. Vă las un moment. Fresh. Nu-i bine deloc. Vă las un moment. Mindblower.ro. Adevărat. Ia-i cadou asta unei femei și explică-i gluma, știi? Și nu înțeleg de ce e un bărbat care le mânuiește în poze. De ce e un bărbat care le mânuiește în poze? Vreau să știu. De ce? Să mă simt inocentă. Aceste capsule trăznite nu vin cu efecte adverse, aoleu, nu. Nu vin cu efecte adverse, dar nu pot înlătura nici efectele irreversibile pe care le-a comis bondarul. Iar dacă au venit roi, va trebui... Nu.
Dacă tot am început să zicem, hai să zicem. Deci, ele vin cu efecte adverse, dar nu pot înlătura nici efectele irreversibile pe care le-a comis bondarul, iar dacă au venit roi, va trebui să-i rogi pe toți să-ți redea puritatea înapoi. Și dacă n-ai cu cine să o dai la pace și minune nu se face, două capsule mentolate trăznite Virgin Again Pills, ușor dulci, ușor mentolate, îți vor reîmprospăta și respirația. Ok, gata, e și respirația. E și respirația. Trăznit, nu știu ce i-a trăznit. I-a trăznit ceva, dar nu știu ce. Îți vor încânta papilele gustative și te vor face să simți că plutești ca odinioară. Ca odinioară. Aceste capsule sunt indicate la orice vârstă, chiar și la un party în compania celor dragi pe care îți dorești să îi transformi într-o alegere. Ce? Bro, what? Ce? Stai, what? Wait, hold up. Wait, stați un pic să-mi dau două palme. Deci cum? Aceste capsule sunt indicate la orice vârstă, chiar și la un party în compania celor dragi pe care îți dorești să-i transformi într-o alegere memorabilă. Cu siguranță, aceste capsule memorabile nu vor putea fi nicicum date uitării, la fel cum nu poate fi combătută nici senzația pe care o oferă ulterior. Așadar, trăiește și experimentează din nou cei mai frumoși ani ai tinereții cu capsulele vieții. Capsulele vieții, băga mea și Daniele. Măi, ce-i asta? Dar ce cu petrecerea? N-am înțeles precis ce vrea să zică cu petrecerea. Ce vrea să zică cu petrecerea? Ce se întâmplă la petrecere? Bun. Un produs, da. Am înțeles. Cadou. Oamenii care cumpărau pulometru de la cheile bicazului au evoluat, dragi prieteni. Am luat cartea asta din gara din Constanța cu 5 lei. Și pozica asta, pictograma asta, da. Foarte tare, frate. Care and maintenance of your huge penis. My positive penis thought of the day. Cadouri hazlii trăznite, amuzante, menite să aducă clasicul zâmbețel în colțul gurii. Hai, ce să mai, gata, nu, că m-au făcut de cap ăștia. Mind blower. They blew my mind. They literally blew my mind. Vrei să ne uităm la ce am ratat eu ca prostul să mă uit aseară? Băgam ia-și capul meu. Chiloți personalizați. Da, cum caut? Lovegift.ro. Aveam unii care erau absolut superbi și am uitat să-i arăt pe stream. Ae! Sper că putem să ne uităm acum. Facem o mică selecție. Nu, hai să ne uităm la toate, ce dai cu. Începem cu chiloții personalizați ai mei preferați, și anume chiloții Alex. Măi, dar e pus în Photoshop. E pus în Photoshop. Pur și simplu, nici măcar în Photoshop, în Paint, în p***a mea. Bun, mergem mai departe cu chiloții If you love me, let me finish my nap. Cinstit. Eat me now. Chiloții eat me now în același timp și chiloții eat me please. Ai și assertive și polite. E cu rugămintea. Propactiv. Da. Cel mai prost om când nu, sunt când nu m-am uitat la astea aseară pe stream. Nu o să mai fie nici video de YouTube acum. Am vine să plâng. Stai că mai e unul. Soldiers never... No! No! No, 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 no. E o femeie care vrea să rămână gravidă și nu știe cum să-i zică partenerului. Vă rog eu frumos. Oh, la război, dragii mei. Bun, mai departe. No. Deschide-te în asta. Ceva bun și dul. Oh. E pus cu paint. Da, e efectiv pus în paint. Da, e pus în paint. Ceva nu i-a ajustat pentru perspectivă. Stai că mai sunt, stai că mai sunt. Bebe. Da, bebe meu. Bebe. Ci... Nu. Papa tot plin.
Stop! Stop! Papa tot, please! Pașcoaie, când ți-ai făcut poza? Coaie, vreau și eu, vreau și eu așa afecțiune. Când ți-ai făcut poza cu fata asta? Slăbog, eu uitați-l. Da, tânăr. Alex! What the... Literal, vreau să știu, what's the purpose of this? O să te duci să te fuci cu un alt băgbat. E un gest frumos. Cu chiloții, doar el, Alex. Și o să zic, aha! Cine e ăsta? Nu, nu, păi nu, păi nu, zice doar el aici, nu știu, nu mă bine. E doar Alex, frate. Coaie, bro code. Asta e. Absolut, e insane. This is the one. Papa no. Bun doar pentru Alex. Papa bun doar pentru Alex. You know what, dacă o zici așa, I don't want it. I don't want it anymore. Nu mai vreau, mulțumesc. Papa bun. Măi, eu cred că nicio femeie nu și-a cumpărat neironic chiloții ăștia. Cred că pur și simplu sunt doar bărbați care și cumpără și și înrămează în casă. Ca să pară că... Asta mică e o bestie. Nu! Nu mai, nu, zice că asta mică e o bestie. Alexandru, te strigă ca măta. Așa te strigă măta. Așa și-a pus și ea pe chiloți. Iubește-mă mult, mult, mult. Na. Te iubesc, iubirea mea, și știu că te uiți la asta, baby, și mi-aș fi dorit să fii în brațele mele acum. Atât de mult te iubesc, bebe meu. Coaie. Let's go. Ceva bun doar pentru tine. E doar pentru mine? Dar nu văd să-mi scrie numele. Chilot se duce și se duce. Kiss my ass. Bun, asta întotdeauna e. Mi-mi place că unele din astea cu Alex Bogdan și nu știu ce au semne exclamării. Nu, 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 e corps. Choke me like you hate me, but you love me. Nu e, mai ce? Băgați-vă mințile în cap. Băgați-vă mințile în cap. Măi, cine? Spor la cafeluță. Nu, 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 fie, spor la cafeluță pe față. Și în spate spor la căcuță. Marian! Hey, no! Let's go! Let's go! Let's go! No! Doamne îngrozitor! Doar pentru The Vlog. Doamne, doamne. No! Proprietar fizic. Ce vrei, Coaie? Vreau și eu omul să se simtă proprietar în lumea chiriilor. Proprietar tifizarea. Hai că a reușit. Proprietizarea. Nu. Aha. Hai, știi ce e? Lasă, trece. Hai, lasă că te cipezi cuvântul. Trece. Am găsit cuvântul ăsta, că bă... Cum rezervat? Cum rezervat? Și se referă la lupoi? Asta mică te iubește... Asta mică... Asta mică, prietene... Ai. Cadouri în funcție de zodie. Cadouri în funcție de zodie. Berbec, leu, săgetător, taur, fecioară, capricorn, gemeni, balanță, vărsător, rac, scorpion, pești. Wow. Fiți atenți ce o să facem. O să facem un poll acum repede. Și cea mai votată zodie, la aia o să ne uităm la cadouri.
Foarte strâns, foarte strâns. Bă, cele mai bune zodii, bă, Capricorn și Fecioară. Să mor dacă vă mint. Cele mai bune zodii. Zodii adevărate, bazate, de oameni serioși adevărați. Capricornii își sărbătoresc ziua de naștere între 22 decembrie și 20 ianuarie, iar elementul care îi guvernează este pământul. Oameni cu scaun la cap. La fel cum se întâmplă și cu Taurul și Fecioara, zodii foarte compatibile cu Capricornul. Semn de pământ, Capricornul este practic autonom, ambițios. L-ai vrea alături de tine, dar nu știm sigur dacă chiar la o petrecere. Deci, Capricornul este ambițios și workaholic, prieteni. Deci, cadou este lampă bactericidă UV pliantă pentru dezinfecție. Obiectiv foto multim... Neironic, am avut cana asta. Am avut cana asta la birou în 2014. Neironic, am avut-o. Ok, that's kind of weird. Top reglabil pentru corectarea poziției... Oh, ok, mi-aș dori asta. Fuck! How does he know? This is actually... Adică, I'd appreciate this. I would definitely appreciate this. Șezi comod. Husă cu centre de masaj. Un capricorn adevărat... Un capricorn adevărat workaholic și-ar permite să-și ia o mașină cu funcție de masaj în scaune de la bun început și n-ar avea nevoie. Ok, n-ar avea nevoie. N-ar avea nevoie de o husă cu masaj. Măsuță laptop căcat. Lapwood. 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 Yeah, I got your lapwood. Ok, Fecioară. Idei, cadouri, zodia Fecioară. Perfecțiunea întruchipată. Adevărat? Adevărat? Doar ea e perfectă. Fecioara. De ce e... What? Ok, whatever. E pregătită în orice moment să întoarcă problema pe toate părțile pentru a identifica cea mai bună soluție. Este foarte organizată, este rațională și nu-și pierde cumpătul. Tu însă ai mari șanse să ți-l pierzi dacă îți pui în cap să-i întorci vorba. Idei, cadouri, femeia Fecioară? De ce e doar femeia Fecioară? Am înțeles. Capricorn BF, Virgo GF. Am înțeles, am înțeles. Am stereotipizat zodiile, dragi prieteni. Am we gendered the zodiac. Cadourile reprezintă ocazia perfectă de a valida sentimentele de apreciere și dragoste pentru orice femeie, dar mai ales pentru o fecioară. Lumina din geant. Ok, we started off cu lumina din geantă. Ok, understandable, da. Îmi închipui, n-am pățit că nu prea port eu genți, dar îmi închipui că uneori noaptea e greu să găsești spray-ul paralizant prin, în întuneric. Geanta unei femei este un adevărat mister. Eternul feminin, eternul feminin, niciodată nu-l vom înțelege, niciodată nu vom putea pătrunde în adâncurile înțelegerii eternului feminin. Doar femeile au genți, da, exact. Da, stai să-i vezi dulapul! The man.